vreau să vă spun regulile concursului. Participanții au o listă de 10 cărți pe care trebuie să le citească în timp de 7 luni și trebuie să completeze o fișă de lectură bazată pe fiecare carte citită. Astfel, sunt aleși în jur de 10-15 concurenți în semifinală. Iar mai apoi, în luna decembrie, are loc finala, iar la această finală se alege cititorul anului. Salutare! Suntem pe data de 4 decembrie și plecăm la concursul Bătălia Cărților. Sunt foarte încântată, dar și speriată și emoționată, deoarece în această finală trebuie să ne prezentăm discursul despre o carte care ne-a plăcut cel mai mult din cele 10 pe care le-am citit. Și anul trecut, de asemenea, am participat la acest concurs, iar anul ăsta sunt nerăbdătoare să văd cum se organizează și în anul acesta, dacă sunt diferențe față de ceilalți ani. Am ajuns la bătălie, la unde se organizează concursul și deja cred că îmi veți vedea discursul. Ore de când a avut loc concursul Bătălia Cărților și vreau să vă spun că acest concurs mi-a plăcut foarte mult cum s-a desfășurat. Este un concurs care dezvoltă atât omul ca persoană cât și în domeniul cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să am un discurs în fața unui public larg, că mi-am expus părerea despre o anumită carte. Am îndemnat ceilalți cititori să lectureze romanul Omul Anfibie, scris de către Alexander Beliaev și cu adevărat această carte mi-a plăcut foarte mult din cele 10 pe care le-am avut de citit. De asemenea, în urma competiției, fiecare participant a primit câte o diplomă și eu am luat în acest an mențiune, însă sper să muncesc, iar la anul să primesc un loc și mai bun. Și de asemenea, pe lângă o experiență foarte frumoasă, pe lângă diplomă, am primit și o sumă bănească. Pentru că particip al doilea an în acest concurs, când ne-am văzut cu participanții, am mai revăzut și alți colegi pe care i-am întâlnit și anii precedenți și chiar a fost o bucurie să ne revedem. Anul acesta, comparativ cu cel precedent, am primit un ecoson cu prenumele nostru și a fost de asemenea un juriu diferit, iar emoțiile de asemenea au fost unele diferite. Acesta a fost ultimul meu an în care am putut participa la Bătălia Cărților, categoria copii, iar la anul, deja dacă doresc, pot să particip la adolescenți. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această frumoasă experiență și ne vedem data viitoare. Pa!